Alături de mine se află acum domnul Mihai Tudose, europarlamentar și vicepreședinte al Partidului Social Democrat. Bună ziua și mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Bună ziua și brilian că tot ați... tocmai de asta am vrut să vă introducem astăzi. Nu ne faceți chestie. Putea să aveți o introducere mai frumoasă, de exemplu, iluminatul de Crăciun de sărbători de la Brăila, care înțeleg că e unul cele mai frumoase din țară. Dar cum ați aprecia gestul doamnei? E în linia PNL-ului. Hai să încercăm să ne votim, poate scăpăm. Dumneavoastră, cum ați petrecut de 1 decembrie? Dumneavoastră, cunosc că am stat acasă și am citit. Este o ocupație, o îndelnicire pentru perioada asta de criză? Da, este o îndelnicire pentru perioada asta de criză. Am citit, am mai scris câte ceva. Am citit niște, nu vă închipuiți că am citit beletristică. Vă spun ce am citit. Cam tot ce s-a scris și ce se desfășoară apropo de Minority Safe Pack, o inițiativă a unor minorități, de fapt este a minorității ungare după nume, care mai un pic și provoacă secesiunea Europei. Cum vi se pare în momentul ăsta România? Am apărut într-un fel sau altul uniți de 1 decembrie, că dăm frumos în această poză. De partea cealaltă ne gândim că au trecut sărbătorile, nu mai suntem într-o poză, nu mai suntem într-un cadru, nu mai suntem filmați și ne arătăm de fapt cealaltă față, fața pe care o avem în fiecare zi. Sărbătorile nu au trecut, sărbătorile de-abia de acum vin. Vine Moș Nicolae, sărbătoare tradițională mare la români, confiscată de ziua alegerilor, gata, așa a avut guvernul. Am fost anunțați la modul cel mai delicat cu putință, cu ghilimele, foarte brutal. Crăciunul de anul ăsta o să fie altfel, adică nu vreau să fie și nici de anul nou nu vă faceți plană că stați acasă. Adică a reușit guvernul să cam amestece sărbătorile. Ce mesaj ar trebui? Eu nu știu, nu înțeleg acum, iertați-mă. Sigur. Cred că îi deranjează foarte mult că Moș Crăciun este tradițional îmbrăcat în roșu. Am făcut noi chestia asta, el așa e de mii de ani, da? Dacă îl îmbrăcăm în galben, credeți că ne dă voie? Că înțeleg că la ea și e voie tău de Crăciun, la Craiova l-au închis. Incidența fiind asemănătoare. Poate ne explicați dumneavoastră, nu știu, eu... Mai poate îi facem, uite, dacă îi facem la Brăila lui Moș Crăciun, îmbrăcăm în galben, avem voie. Și noastră? Ce ați, dacă ați fi în locul celor care sunt acum la putere, ce ați decide? Să-i lăsăm sau să nu-i lăsăm să meargă oamenii la Târgu de Crăciun? Le-ați deschide? Da, le-aș deschide. Pe toate? Pe toate. Pe toate. Face parte din tradiția noastră. E o sărbătoare religioasă mare. Cultul nostru este recunoscut în Constituție. Biserica a fost, hai să spun, stâlpul pe care s-a sprijinit România totdeauna când i-a fost greu. Totdeauna. A confisca o asemenea sărbătoare, mie mi se pare că nu mai are nimic de a face cu modul de a conduce un stat. Nu, să nu înțelegeți că prin declarația mea aș promova haosul, nesupunerea. Nu, dar poți să faci niște reguli pe care dacă le explici cum trebuie, românii le vor respecta. Bă, cu niște culoare, cu hai să mergem mai răuți un pic, cu măscuță, cu, da? Dar nu-i lua-i copiilor bucuria Crăciunului. Nu se poate așa ceva. Apropo de asta, am văzut și mesajul dumneavoastră de Sfântul Andrei. Apropo de, în timpul războiului, al doilea război mondial, la ceea ce l-au venit finanțiștii de atunci, domnule, nu mai avem bani pentru eforturi de război și trebuie să tăiem la cultură. Replica lui a fost fabuloasă. De atunci, pentru cine mai luptăm? Da? Deci, asta face parte din cultura poporului. Păi, decât să fim așa niște triști. De asta vă și întrebasem de societatea noastră divizată, pentru că am văzut și mesajul dumneavoastră de Sfântul Andrei. Cu ceea ce s-a întâmplat la Constanța, ceea ce face arhiepiscopul Constanței de Tomisului, da? Ceea ce impun autoritățile de la București, după care vedem mesajul jandarmilor și polițiștilor că le-au mulțumit celor care au fost acolo, că au respectat ce li s-a cerut. Și totuși a fost o sărbătoare umbrită, umbrită pentru că este în condiții speciale, că este această pandemie. De cum să trimiți oamenii să niște uniforme ale statului român să scoată, care sunt și ei, tot niște oameni, tot creștini, și ei și-au botezat copiii, sunt și ei botezați, sau cununat religios la biserică, da? Să trimiți acești oameni îmbrăcați într-o uniformă a statului să scoată oamenii din biserică. Măcar trimite să verifice dacă se respectă, știu eu, niște prevederi. Cu măscuță, distanțați, în regulă, bă, nu intrați 1000 în biserică, intrați 500, intrați 200. Punem niște megafoane afară, să audă slujba, da?
Bun, la noi totul se face... Dar n-a fost niciun un mesaj transmis așa din partea autorităților religioase de la Constanța? Haide să nu o respectăm. Veniți că este totuși sărbătoare religioasă. Haideți totuși că dacă este să muriți și vă cheamă Dumnezeu acolo asta este... Deci, în mod normal, trebuia un dialog între oficialități și biserică, da? Măcar prin intermediul Departamentului de Stat pentru culte. Eu nu l-am văzut și noi, să știți că am încercat să luăm legătura cu dânsii. Nu știu, dar nu nimeni știu ce ați încercat dumneavoastră, dar eu știu că, din ce știu eu, dinăuntru, din aparatul guvernamental, e că toată lumea îl ignoră. Toată lumea, adică guvernul, prim-ministru. Da, e domnul Opanschi, care are o istorie veche în relația cu biserica. Și numai cu biserica ortodoxă, da? Cu toate cultele recunoscute din România. Da, tu te și vorbești cu ei, din partea guvernului. Hai să vedem cum o punem. Că sunt oameni de înțeles. Nici capii bisericii românești nu doresc să moară populația, nu? Hai să vedem cum facem. Uite, cum s-a găsit o soluție de Paști. Dăm lumina din mână în mână, mai o punem pe străduță, ței de la colț. Până atunci a funcționat dialogul. Dar se pare că nu mai vor. Vor să ne omoare de tot. Atitudinea de sărbători ne divizează. Masca, am văzut că și ea ne divizează. Care ar trebui să fie mesajul în așa fel încât acum, mai ales că vin sărbătorile, să ne întoarcem la o societate unită? Stimate, domn, poate eu am mai spus-o public de mai multe ori, o spun și la dumneavoastră. Când comunici cuiva, când faci o restrângere în drepturi, că vorbim de niște restrângere în drepturi, justificate câteodată, sau în o anumită măsură. Strângea în dreptul aia cu închiderea piețelor, vă spun eu că nu e justificată deloc. O porcăie imensă, tâmpenie. E pe bază de ură. Dar trebuie să îndeplinești trei condiții. 1. Să spui oamenilor de ce, dar să explici de ce fac chestia. 2. Să spui pentru cât timp. Și 3. Cel care transmite informația să aibă credibilitate. Adică să nu mai fi mințit până înainte. Că atunci nu mai are rost. Spune oamenilor, ieși și comunică. Uite, domne, ce ni se întâmplă. Uite ce poate să facă statul. Statul poate până aici. De aici încolo nu pot să mai fac nimic. Dacă eu am 2000 de patru și voi veniți 4000 de bolnavi pentru internare, n-am ce să vă fac. Nici o țară nu se poate pregăti la nivelul ăsta, indiferent câți vin să poată să-i primească la TEI. Da? Uite pentru cât timp, uite care sunt limitele. Că ne-au dat o chestie cu 3% scenariu roșu, da, au ajuns orașe la 10%, la 11%, da, fiindcă erau Sibiu, fiindcă erau, domne, au medici buni și mai sunt și locuri în cimitir. Da, ceva de genul ăsta. Adică un haos total. Și atunci omul zice, bă frate, dacă nu aveți o unitate de măsură pentru toată lumea, dar aceeași unitate de măsură și totul e așa, iertați-i cuvântul, o frecție în funcție de cine dispune, unde dispune și cine e subiectul. Repet, la Iași e trei de Crăciun, bă, la Craiova nu e. Că la Craiova e consul de un PSD, la Iași trebuie Chirică să-și bucure cetățenii, da? Lumea începe să zică, bă frate, cu voi e ceva neregulă. Și lipsindu-se de credibilitate, nu mai ascultă nimeni nimic. Deci, bă, voi nu faceți asta ca să aveți grijă de noi, voi faceți ca să faceți ceva. Decizia aia nenorocită cu piețele, pe că în ziua aia zis, bă, facem ceva și noi, să vadă lumea că muncim. Păi și ce să facem? Păi nu știm, dar hai să închidem piețele. Gata, frate, am închis piețele. Da, la sfârșitul acestei săptămâni ați văzut că este posibil să fie redeschise piețele. Nu, au zis foarte clar, după alegeri. Toate promisiunile lor, toate angajamentele lor sunt după alegeri. După alegeri facem bugetul. Ca să nu vadă lumea cine nouă ce pregătesc. După alegeri facem vaccinul. După alegeri, știți că acum o săptămână, două, îl făceau în a doua jumătate al decembrie. Le spuneți toți, bă, sunteți fugiți de acasă. Ăla încă nu s-a aprobat, nu s-a făcut, nu s-a... Bun, faceți voi vaccinul. Explicați că sunt 18-20 milioane de români, da? Fiecare român trebuie să facă două doze. Adică trebuie 40 milioane de doze. Tu spui, domne, aduc un milion de doze, gata, am vaccinat România. Ai vaccinat pe naiba. Doar 500.000, cel mult din prima linie medicală. Cea mai mare porcărie e să aduci primul lot, să-l faci la, nu știu, aduci un milion de vaccinuri, faci un milion de vaccinuri la un milion de români și să o dai în pământ cu lotul 2. Că l-ai făcut degeaba și pe primul. Da? La cât îmi minteau, sunt în stare, credeți-mă. Că sunt în stare să facă nebunia asta. Nu l-am auzit absolut deloc pe primul ministru, apropo de... Hai să închidem piețele și cred că la un moment dat chiar le convine scandalul ăsta cu piețele, că ocupă televizoarele, știți? Așa, să-ți poartă un cuvânt despre ce s-a întâmplat în ultima săptămână și nu l-am auzit pe primul ministru, pe PNL, vorbind despre ce a făcut Parlamentul German. Că am înțeles că a vorbit cu doamna Merkel. Dar n-a spus dacă nu cumva a vorbit cu doamna Merkel despre votul dat în Parlamentul German pe acel pachet Minority Safe Pack, drepturile minorităților, drepturi colective ale minorităților naționale, inițiați de niște
europarlamentari UDMR susținuți, dar care e primul pas pe secesiune? Primul pas pe secesiune. N-a spus nimica. N-au luat niciun fel de poziții. Dacă ajungem iar în epoca în care, știu eu, Europa se împarte din nou pe șervețele, știți, așa? Eu zic că suntem acolo. Acolo. Iar cu guvernul ăsta, iertați-mă, asta e calea. Fiindcă sunt dispuși să negocieze orice, cu oricine, dând orice, ca să rămână ei la putere. Iar dacă Ungaria negocia cu Germania și cu alte state europene, dom'le, noi nu ne mai opunem la bugetul Uniunii. Votăm, dar ne dați și vă nouă chestia asta, cred că tocmai am pus-o pe românești. Cu alte cuvinte, din ceea ce spuneți noastră, politica în continuare dezbină în loc să unească. Bine, stați un pic, cum vreți, iertați-mă, cum naiba vreți să fiu unit cu el când e mersul ăla? Când ăștia nenorocesc țara și eu să fiu unit cu el. La ce să fiu unit? Toată lumea zice, dom'le, să aveți dialog. Dar ne-am încercat dialog. Țineți minte, până martie le-am propus, hai să ne întâlnim cu toții, să stabilim cu toții ceea ce e de făcut. Adică eram dispuși să fim părtași la plata facturii. Poate avem și noi idei, poate nu emitem numai noi axiome, dar nici voi nu emiteți numai axiome. A venit președintele partidului Ciolacu, a zis, dom'le, suntem dispuși să participăm la orice chestie, să fim parte în luarea deciziilor și ne asumăm și noi rezultatele. Nu! Le-a transmis acum o lună, hai să facem pactul pe sănătate, stabilim ce facem cu toții, ați auzit ceva de la ei? Adică nici așa tot stai în genunchi la ușă, bă, deschide că vreau să te ajut. Și dom'le, da, sunteți dezbinați. Păi cum vreți să fiu părtaș cu el în ceea ce faci? Educația e la pământ, e o nenorocie. Suntem singura țară din Europa, stimate domn. Că iau, domne, modelul european, dar modelul european iau niște chestii așa ce le place. Suntem singura țară din Europa care facem porcăria asta de învățământ online. Ca orice nu mai învățământ, nu. Hai să nu ne ascundem după deget. E un dezastru, eu vă spun din lumea reală. La bine la Brăila, da? Și mi-au povestit profesorii, copii, părinți și așa mai departe, e de film de comedie. De film de comedie. Dar ei au impresia că domnule a rezolvat-o. Cu cea mai incapabilă persoană posibil la ministrul educației. E o catastrofă. Da? Numai minciuni. Facem tablete, facem, dăm la toată lumea. Domnule, stai un pic că nu e așa, că tot nu merge. Rolul învățământului e și partea socială, de grup. Hai să vedem, captarea atenției. Cum să captezi atenția la 32 de calculatoare? Când la altul mic care al doilea ecran, care are cu desene animate sau suite la filme. Cunosc, am fetița este clasa 8-a. Am înțeles, greșesc cu ceva? Nu, aveți nu. Perfectă dreptate. Și voiam să vă întreb, în condițiile astea, la ce vă așteptați duminică? Eu mă aștept ca românii să ia atitudine. Și sper ca românii să ia atitudine. Să aleagă între a muri în chinuri, așa, că de fapt asta facem acum. Noi murim în chinuri. 11.000 de morți, 200 de morți pe zi. Murim în chinuri, ușor, ușor. Și nici cei care supraviețuiesc nu se descurcă foarte bine. Da? Cu mai mult de jumătate de milion de șomeri oficial, înregistrați oficial, mai sunt încă 1 milion care stă așa în zona gri, neregistrați. Da? Cu învățământul pus jos, sistemul de sănătate pus jos, sistemul energetic pus jos. Pe plan internațional, dumneavoastră ați deschis emisiunea cu, aflam, eram în redacție la dumneavoastră, cu steagul românesc pe Burj Al Haifa, jos pălăria pentru domnul ambasador Măcelar, cunosc. E un tip de nota 20, adică să faci chestia asta acolo, chiar e o chestie extraordinară. Dar, în general, pe plan internațional, suntem praf. Apropo de ce v-am spus cu Minority Safe Pack. Și atunci românii au de ales, dom'le, murim cu băieții ăștia sau votăm cu PSD-ul și începem o nouă viață. Tocmai de asta, pentru că din ultimul sondaj IRSCOP, pe care l-am primit acum de la colegi, PSD a ajuns la 30% din intențiile de vot, PNL 33%, USR Plus 17%, Pro-România 7%, UDMR 5, PMP 3, da, alții 5. Eu vă spun opinia mea. Așa, după stradă. Din piața aia închisă. Da? Că noi să luăm în jur de 35 și mi-e teamă, în ghilimele, și fii fericit, că PNL-ul nu începe cu 3. Nu o să intre pe România, fiindcă Victor Ponta nu poate minți pe toată lumea la sfârșit, lumea a început să prindă. Nu o să ia. Nu o să ia nici 4%. În situația asta ce faceți? Pe cine o luați ca aliat? Pentru deci, că USR plus PNL deci, pot ajunge la 50%. Deci, în istoria post-decembristă a României s-au guvernat de mai multe ori cu guvern minoritar. Cu susținere parlamentară. Da? Un 35 luat pe vot direct, cu redistribuiri, se duce aproape de 40 și poate mai, nu știu, mai găsim niște voturi pe acolo. Da?
Asta e viața. Declarația domnului prim-ministru Orban a zis foarte clar. El spune crezând că vorbește pentru el, dar e vorba proverbului românesc și nu-i pentru cine... Dar avem și declarația președintelui, în care v-a spus că USR plus, PNL plus USR. Bine, asta nu e o declarație, sunt de rapaș, că nu pot să spună președintele cum arată conformația guvernului înainte de alegeri. Decât dacă este membru PNL. Și eu știu că nu este. Da, bun, joacă în campanie, am văzut la ultima declarație politică, a spus domnul, în campanie e altceva, după aia ne liniștim. Sper și eu că după aia ne liniștim, în sensul de aplicat Constituția. În schimb, declarația lui Orban a fost superbă. Dom'le, partidul care este pe primul loc, el având un sondaj că este pe primul loc, partidul care este pe primul loc trebuie să dea prim-ministru. Așa să fie, nenea Ludovic. Așa să fie. Hai să te văd dacă îți menții declarația după data de 7. Credeți că am putea merge ca PMP să fie factorul de echilibru în tot acest joc? Da, haideți să vedem. Scopul deocamdată e ca noi să ieșim PSD-ul să câștige alegerile, da? Și să le câștige bine, cu necat mare. Apropo, cum este PSD-ul acum? Este un partid unit? Până eu așa zic. Adică am văzut că a renunțat ușor-ușor la Marian Oprișan, Lia Olguța Vasilescu a rămas la Creva și nu mai este vocală în această perioadă. Da, doamna Vasilescu nu a renunțat partidul la ea, ci din potrivă, ea și-a asumat câștigarea Craiovei, care n-a fost o chestie ușoară, n-a fost un meci ușor. Dar nu mai este la fel de vocală cum era înainte. Are treabă săraca. Păi tocmai au închis târgul DSP-ul. Are treabă, da. Ați renunțat și la Codrin Ștefănescu, la mitralieră, deja păreți alt partid, un partid reformat. Și apropo, am văzut că aveți cer scuze, eu sunt foarte atent la cuvintele pe care le folosiți. Asta toți folosiți astea, păreți, nu părem, chiar suntem. Am cer scuze, este ceea ce văd eu de afară. Și... Da, da, doar pare sau este? Adică faptul că niște oameni nu mai sunt, iertați-mă, faptul că niște oameni nu mai sunt, asta nu e, știți că bancul ăla e un pic gravidă. Nu, domnule, nu mai sunt. Nu pare că nu mai sunt. Chiar nu mai sunt.